Bine v-am găsit la Prognoza Meteo. Sunt Valeria Munteanu și vă invit să urmăriți cum va fi vremea pe 6 februarie. Vremea se răcește din nou. Chiar dacă ne-am amintit de primăvară în weekend, începând cu această săptămână, fulgii și temperaturile negative vor reveni în forță. Izolat vor cădea precipitații sub formă de lapoviță. Vă îndemnăm să vă îmbrăcați călduros, fiindcă iarna și-a îndreptat din nou privirea spre meleagurile țării noastre. Vântul va sufla ușor din nord-vest. În nordul țării vor cădea fulgi de dimineață, iar vremea se va menține posomorâtă. Dimineața se vor înregistra minus 5 grade, iar la amiază vom avea minus 1 grad. Cam aceeași situație se va menține și în centrul țării. Vremea va fi posomorâtă și tristă întreaga zi. Dimineața, mercurul termometrelor va indica minus 4 grade, iar la prânz vor fi plus 2. În ținuturile sudice vom găsi un pic de soare. Până la amiază, norii se vor înmulți și vor domina întreaga zi. Dimineața se vor înregistra minus 2 grade, iar la orele amiezii vom avea plus 5. La Chișinău vor cădea precipitații sub formă de lapoviță, iar vremea va fi mohorâtă. La noapte se vor înregistra minus 2 grade, iar ziua vom avea parte de 2 grade cu plus. Cam atât despre vremea de la noi. Să vedem care vor fi prognozele pentru Europa. Începem cu Kiev, unde dimineața va fi rece cu minus 10 grade în termometre. La amiază va fi înnorat și vor fi minus 2 grade. Facem o scurtă vizită și la Moscova. Vremea va fi geroasă și va ninge. Minus 15 grade vor fi dimineața și minus 13 ziua. La București vremea nu se va schimba esențial. Vor fi minus 3 grade de dimineață, iar ziua vor fi plus 8 însoțite de soare. La Roma va ploua toată ziua. Dimineața se vor înregistra plus 7 grade, iar la amiază vor fi plus 13. Parizienii, de asemenea, vor avea vreme tristă și vor cădea picături de ploaie. Plus 1 grad va fi de dimineață, iar ziua vor fi plus 2. Norii plini de umezeală vor fi prezenți și la Barcelona. Plus 9 grade vor fi dimineața și plus 11 la amiază. La Istanbul va fi soare cu nori. În prima parte a zilei vor fi plus 6 grade, iar în a doua jumătate 9. La Londra, fulgii vor sta la pândă. Vremea va fi posomorâtă. Plus 1 grad se va înregistra dimineața și plus 3 pe parcursul zilei. Atât despre vreme. Vă doresc o săptămână minunată!